Explozia de la uzina mecanică din Sadu a omorât două femei, iar un bărbat s-a ales cu răni grave. Imediat după incident a fost alcătuită o echipă care să analizeze cauzele producerii accidentului. Din aceasta fac parte procurorii, inspectori de muncă și specialiști în explozii. Au trecut mai bine de două luni de atunci, însă ancheta bate pasul pe loc. Șefii ITM cred că de vină pentru întârziere sunt specialiștii institutului INSEMEX din Petroșani, care nu au prezentat nici până acum un document oficial. Nu avem noutăți în ce vrește ancheta de la Sadu, pentru că în continuare așteptăm expertiza INSEMEX-ului. Mai durează semnalele pe care le aveți până acum? Cred că cel puțin 2 săptămâni. Șefii uzinei, nici ei nu știu prea multe. Asta cu toate că Ion Ariton, ministrul economiei, ajuns la fața locului, spunea că rezultatele vor apărea la scurt timp de la incident. Directorul Lorin Boian spune că cei de la ITM trebuie să prezinte rezultatul oficial. Noi nu primim un răspuns, noi primim dosarul finalizat. Uzina Sadu este împricinată în acest accident. Legea spune că ITM-ul conduce ancheta. Domnul ministru i-a întrebat cam în cât timp cred că pot să aibă primele rezultate. Eu așa rețin și eram de față. Să într-adevăr, s-a promis 2-3 săptămâni care avea primele rezultate. Nu știu ce însemna la primele rezultate. Ori o informație, că ca material nu cred că au vrut să spun așa ceva. Explozia de la uzina mecanică Sadu s-a produs după ce pulberea s-a autoaprins, omorând doi oameni și rănind un altul.